Bună ziua, bună ziua! E 17 decembrie 2023. Facem tratamentul de Crăciun. Mi-am făcut rost de o siringă mai mare, de 60. Și cu asta foarte ușor fac, că nu trebuie să tot încarc. Avantaj, fiindcă fac acum prima dată, cred că se potrivește de nu am ajutor. Sau cel puțin în ultimii ani am cam avut ajutor, acum n-am. Și merge destul de repede. Podișoarele nu sunt lipite, fiindcă avem făcută împachetarea de felul următor. Și începem. Aici pe margini s-ar putea să nu fie nimic, dau 2,5. De fapt și văd un pic sita de jos. Și pe urmă începem câte 5. Insistăm pe partea de mijloc, unde vedeți că sunt albinuțe. Am un ac mai special, cred că e de pe la perfuzii sau ceva de genul. Da, merge și cu ac normal sau și fără ac, mai fac unii. Cam asta. Mă vedeți și tipul meu de împachetare. Am o diafragmă caldă aici din polistiren. Aici se potrivește că-s câte două, una lângă alta, din alea subțiri. Pe urmă trag nylon peste, un carton ca să-mi țină nylonul. Aici las un pic de aerisire, dar noi nu știu ce neapărat în scop aerisire așa pe margine. Așa. Și aici pun un carton. Mă ajută că până ce le fac hrănirea de stimulare, țin curate. Dacă apăs cartonul ăsta pe leațuri, țin curate leațurile și atunci când vin cu turta, nu am albine, n-am nimic, vin direct și pun turta. De aia folosesc ideea asta. Eu de ce am pornit să pun cartonul ăla și să nu las să comunice până prin 15 ianuarie, nu pot trece peste leațuri, fiindcă m-am gândit, băi, un centimetru de aer care va fi un aer cald, fiindcă căldura urcă, și atunci să nu-l pierd. No, ăsta e unul dintre cei care nu sunt iernați, nu sunt împachetați, s-a redus pe 10, vedeți, din 12 știam, nu e o problemă. Va trebui să iau niște, cam după fiecare stup trebuie umplut, mai ales când ai de unul mai mărișor. Ar fi bun un ajutor să-ți încarce, dar na, ce să-i faci? Aici văd că nu-i niciuna și atunci începem cu 5 ml de aici. De la 60 la 55, de la 55 la 50. Patruzeci, 35. Uite că am și musafiri. 30. Bonjour Silvan. Je fais un petit film, se pare aussi. Si vous voulez devenir artiste. Oh la vache. C'est quoi ça? C'est du sucre? Non, c'est un traitement. Ah, pour les poux? Pour les poux. Le dernier traitement. Ouais. Ça va? Bien et toi? Oui, on accélère sur la dernière son de mètre.
Ça c'est un traitement bio qui je fais. Ouais. C'est juste d'acide oxalique 3,5 millilitres concentration. Ouais. Par son. Concentration. L'acide oxalique, tu peux le trouver aussi dans les nourritures de, ouais, des hommes, ouais, ouais. C'est dans quelques plantes, mm-hmm, le contenu. Et ça, les dernières pousses, on a tué, il tombe tout seul. Nous avons, ouais, ouais, ouais. Après, il y a une force phénoménale. Oui, 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 oui. Ouais, c'est bien. Et c'est comme ça les plus grosses. Les plus, mm-hmm, grosses de mes colonies sont comme ça, ouais, sur à peu près 10 cadres. Ouais. Parce que ça sont vides. Et là, elles sont hyper, hyper calmes là. Ça dépend aussi de famille. Ouais. J'ai quelqu'un qui sont un peu plus agressifs, mais c'est possible, c'est à cause de varroa aussi. Ouais. Parce que si elles rentrent avec une infestation, il est devenu un peu plus agressif. Oui, 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 je l'observais. Elles sont tombées du... Oui, parce que ça coule dans la... D'accord. Et je fais comme ça. Pouc. Pour tuer pas des abeilles, elles sont très, ouais, importantes pour l'hivernage. Ouais. Chaque abeille... A un rôle. A un rôle, oui. Non, mais c'est... T'en as fait tomber à côté, là. Une abeille. Il y en a une. Oui. Enfin bon, une, c'est ça, pas c'est très dommage, grave. Mais je veux pas déstabiliser l'autre. Famille. Ouais, 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 ouais. On doit travailler rapidement. Ouais, parce qu'après, si elle est dehors, elle peut plus rentrer là. Si, si c'est froid, il peut pas voler. Elle a plus de force. Oui, pas, oui, oui, pas, oui, pas oui. C'est pour ça. C'est pour ça. O să ne lungim un pic cu video ăsta, ați văzut că am avut și musafiri în stupină. E prietenul meu care are terenul ăsta. Și hai că vă mai arăt stupul cu matca de la Sami. Ăsta iarăși este unul care nu e împachetat. A fost mai mare și am zis că să facem niște probe. Cam așa arată. Aici n-avem albine și aici n-avem, cam pe 10, știam eu că pe 10 o rămâne. Așa. Cam așa arată acum. Eu le-am zis la ăștia, stupii cei mai buni, care sunt destul de mari să nu mai trebuiască. Nu le place că vorbesc. I-am fi deranjat și cum am vorbit înainte. Dar mai liniștește și un pic tratamentul, că le dă de lins. Și dacă pot, nu le dau fum când fac tratamentul ăsta, ca să nu-i mai stresăm în plus săracii, să creadă că s-a aprins pădurea și... Vedeți cum mă duc tot din 5 în 5, cred că se vede pe... siringă. Nu ar fi rău o siringă din aceea de veterinar, mai special, automată. Da, ne descurcăm și cu asta. No, de la 60 până la 15 am dat aici. Și aici parcă văd fundul, da. Se vede prin plasă. Asta e tot. Cu grijă înapoi. No, am și pe 7 câțiva, nu pot să zic, cred că 1 sau 2, am și pe 6 rame reduși. Nu sunt toți așa mari. Am avut și eu vreo 2-3 cazuri de reducere de... Ia hai să mai filmăm unul și să mai povestim. Așa. De reducere de albină. Chiar discutam cu cineva pe
pe Facebook, pe WhatsApp, pe YouTube, nu mai știu pe unde, că a avut probleme mari și spuneam că e ceva ce nu prea înțelege nimeni, adică nu știu, am văzut stupari mari care și ei au problema asta și eu mai am. Cam în fiecare an am unul, doi poate care mi se reduc și nu-mi dau seama exact de ce. Cred că e varoa, dar vă dați seama, nu pot să fii sigur. Ăsta, să zicem, e unul mediu. Ăsta e împachetat. Doar 3 am făcut de probă neîmpachetați. Ia hai să vedem să avem și fum aproape. Măcar îl mai ține să nu se stingă, dacă nu s-a stins deja. Nu-mi dau seama. Să vedem, da? Poate că-s cu minți. Deci ăsta e unul normal. Se strâng către diafragma caldă, vedeți aici în partea dreapta mea, nu știu dumneavoastră cum apare, spre dreapta sau spre stânga. Pe lângă perete nu cred că mai e ceva, dar se mai dă. No. Deci cam asta e cu familiile mari. Le mai las un pic pe aici de aerisire, dar vedeți că no, e un pic de umezeală, la mine e foarte, foarte umed, dar e acceptabil, având aerisirea aia pe dedesubt, e acceptabil. Îi iernesc cu tot socrul deschis, așa, și doar undeva prin final de ianuarie, încep hrănirile de stimulare ca să le pornesc bine la puieță, să nu am probleme pe când suprapun. Asta e interesul, să fie porniți bine, că atunci merge suprapuși. Bun, hai să facem o pauză cu ăștia de producție, să-i termin. Mai am câțiva aici așa. Observați. Și pe urmă urcăm la roi să vă arăt cum arată și roii. Așa, pun o pauză. Am urcat la roi. Fumul ăsta un pic e prea pornit, l-am pornit din nou. Mai dăm niște mușchi deasupra. Așa, am schimbat borcanul, am terminat un borcan. Era mai mare decât ăsta. Încărcăm. Pun capacul ca să nu se răcească. Așa, și să vă arăt cum lucrez aici. Primul îl ridic și îl pun unde jos. Așa, unde am pioneză. Dau la o parte. Așa. Aici e unul cam pe 4 rame. Din câte îl văd, o să dau niște jumătăți și pe margine. În caz că sunt câteva albine. Și acum continuăm normal cu 5 ml pe interval. Era bine la unii să fie mai curățată ceara de pe rame, vedeți că mă împiedică un pic să le dau cum trebuie tratamentul, dar nu sunt foarte, foarte murdari, pardon,
încărcați. Bun. Și aici pot face câte doi cu aceeași siringă. Acolo am notat linia din care face parte și dacă e marcată matca. Cam toate mi se marcate. Sunt măști tineri de anul trecut. Pardon, de anul ăsta. Tot la fel. Prima dată jumătățile. Aici e cam plin. Ceva greu de făcut și cred că ar trebui să ne învățăm să facem mai mult asta, tratamentul ăsta să-l cam facă toată lumea, că atunci dacă toate stupinele ies cu infestare foarte mică în primăvară, mult mai greu se reinfestează timpul verii. Mai punem un pic de soluție. Astea cred că sunt în partea de jos. Le dau normal, că nu știu, nu le văd. E foarte bine că s-au poziționat în partea de jos, aici sus e miere, dar nu le văd acum. Le aud, în schimb, acum cum ajunge lichidul pe ele. Deci e un cuib jos. Foarte bine. Cam așa merge treaba la roișori. Poate voi ajunge la un moment dat să-mi fac niște nailone mai profesioniste. Nailonul e ca să nu lipească efectiv capacul. Uite, ăsta e mai spre sus. Două jumătăți. Și cam așa. Cam asta e treaba pe la mine. Cred că va fi ultimul film care îl fac anul ăsta. Ne pregătim și noi să mergem de sărbători în țară. Nu știu, sper că mă vedeți. Așa. Ce să vă spun? Mult spor dacă n-ați făcut tratamentul ăsta și vreți să-l faceți. Acum e momentul, că acum nu prea este puiet în stupi. Nu pot zice asta 100%, dar oricum e foarte redus. Și atunci aproape omorâm tot ce a mai rămas. La mine, vedeți cum sunt stupii, eu fac undeva la 4 tratamente cu Oxy Plus și tratamentul ăsta de iarnă. Atât fac pe an, un tratament după salcâm, 2-3 tratamente la interval de câte 3 săptămâni după ultimul cules. Undeva, să zicem, de pe final de
august, se poate începe și le țineți în tratamente până vedeți că s-au curățat de infestare. Mai verificați cu, cu tester. Eu asta fac, e al doilea an când aplic schema asta și sunt foarte încântat. Normal, cu un astfel de tratament eu sunt deja pe bio. Bineînțeles, încă nu mi-am luat actele și tot. Nici nu știu dacă o să depun pentru bio, dar mă încântă și mă bucur că dau o miere de calitate familiei mele și clienților pe care îi am. Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți, ce aș putea îmbunătăți. Scrieți-mi pentru anul viitor legat de formatul filmelor pe care le-am avut anul ăsta, dacă credeți că am putea îmbunătăți ceva. Am și eu niște idei și o să vi le expun un pic mai încolo, probabil într-un film. Tot vă rămân restant să filmez prin depozit, să facem un total la mierea de anul ăsta. Sincer, încă nici eu n-am calculat exact, dar suntem undeva cam ca și anul trecut, o recoltă foarte, foarte bună. Sincer, de 5 ani de zile mi-am cam dublat recoltele care le făceam până acum, dacă nu chiar mai mult, și datorită metodelor de dezvoltare de primăvară care le folosesc. Și sunt foarte, foarte încântat, adică am medii de peste 100 de kilograme pe stup, am avut și 140, medie zic, deci nu vorbesc de stup individual, fiindcă stup individual nu măsor. Dar când ai o medie de peste 100 de kilograme staționar pe stup de producție, vă dați seama că e ceva. Fac, mă apropiu de două tone de miere pe an cu între 10 și 15 stup cât am de obicei în producție. Anul viitor vreau să micșorez un pic numărul stupilor de producție ca să pot să-mi fac un pic de timp liber, că efectiv eu mă ocup de stupină seara și în weekend și de mulți ani, deja am 23 de ani de apicultură și efectiv cere mai mult timp liber acum, parcă așa îmi cere organismul ca să trec într-o altă perioadă a vieții. Sănătate multă, numai bine, sărbători fericite, toată căldura sufletească pe care vă pot transmite, fiți alături de familie și de cei dragi, numai bine, sănătate multă și nu ne uitați și pe noi, stuparu.ro, fiindcă înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră, avem aceleași probleme și aceleași bucurii de apicultor. Sănătate!